Puterea unui om nu stă în câte poate să ducă, ci mai degrabă de câte ori e în stare să o ia de la capăt. Ia uite-te, ia uite-te. Hai prieteni, ha, hai acasă, ha, hai prieteni, ha. Hai prieteni, e frie, se scurie de eu. Poate că vine și el acum. Hai să vină, hai, hai să vină, hai să vină după mine. Hai să vină, ba da, ha. Hai prieteni, ha. Camelia Stoicescu s-a întors din Spania în urmă cu 4 ani și s-a așezat în casa părintească, spune ea, pentru a avea grijă de tatăl său grav bolnav. Între timp, ambii părinți au trecut în rândul celor drepți și Camelia a renunțat să se mai întoarcă în Spania, deși nu are o situație materială de invidiat. Între timp, a născut o fetiță, de care trebuie să aibă grijă. Pare că viața ei a ajuns atât de încurcată încât se străduiește din răsputeri să o descâlcească undeva în vârful unui deal din Pietroșița, unde se ajunge pe o potecă desfundată, unde nu curge apa și nici electricitatea nu e garantată 7 zile din 7, iar asfaltul s-a oprit și s-a topit în pământ la 50 de metri de poarta ei. A stat în Spania? Da. Mai mult timp? Da. Am stat 18 ani în Spania, am renunțat la Spania pentru tatăl meu. Tatăl tău s-a îmbolnăvit? Da, era paralizat. Și locuia aici în casă? Da. Și a trebuit să vă întoarceți, să-i purtați de grijă? Da. Bun, și v-ați întors când în Spania? Acum 4 ani de zile. Acum 4 ani? Da. Bun. Care era situația aici? Da. După ce a murit mama mea acum 5 ani de zile, tatăl meu s-a agravat după moartea lui mama și mai rău, nu mai putea să se miște din pat, nu... și ar trebui să renunț, să am grijă de tatăl meu. Am renunțat. Aveați apă atunci? Da, aveam apă, da. Prin grădină aici. Venise vecinul ăsta, cumpărase? Nu, încă nu cumpărase. Ion. Da, Andrei mai bine zis. Andrei? Da. Andrei. Da. Așa. Și la un moment dat s-a întâmplat ceva. A murit și tatăl dumneavoastră? Da. A murit tatăl meu. Am avut probleme cu tatăl la fetiță. Asta n-a fost nicio problemă. Anul trecut pe întâi... Nu erați căsătorite? Nu. Erați împreună cu tatăl fetei? Da. Anul trecut fratele meu pe 1 septembrie a picat un copac în cap. Fratele dumneavoastră? Da. Nu da. Mai ghinioane ați avut. Da, adică, din păcate. Nenorociri de familie. Da. O nenorocire nu vine niciodată singură. I-a picat copacul cap, a picat în comă, a fost la Ploiești, pe 9 decembrie a decedat. 9 decembrie? 9 septembrie, scuzați-mă. Anul trecut? Da, anul trecut. Așa, deci a murit și fratele dumneavoastră. Da. Mama, tata, fratele. Frate, mai e o soră, dar e în Spania. Sper că se simte bine. Dumneavoastră ați cumpărat aici, de cât timp sunteți în localitate aici ați cumpărat? Da, sunt născut eu. Ești născut aici? Da. Și la un moment dat ai cumpărat proprietatea sau o aveai? Nu, asta mi-a lăsat un vecin, aici am cumpărat de la un vecin și în partea mea tot la fel. Anul trecut este tot de aici, a fost o primară al nostru, am cumpărat care și asta. Am cumpărat terenul. Ați cumpărat terenul și ca să aibă animalele. Oițele, că este aici aproape, că am zis că mai am alte terenuri, dar mai pe departe. Să mănânce iarbă, aveți și mai departe și ăsta mai aproape. Ăsta e mai aproape, că nu poți să mă duc zilnic să le lași, trebuie să le duci, trebuie să te duci să stai cu ele. Că este animale, este... Da, de-aia am și cumpărat de la omul ăsta aici și de iarbă ca să trec și eu pe aia, să nu mai o iau roată și trebuie pe aici să intru, pe unde mi-a făcut gaură. Și v-ați avut bine cu familia? Da. Păi cu fratele său eram bun prieten, eram copilării cu el, cu fratele care a murit. Așa. La mormântarea lui fratele meu s-a adunat bani, în care erau bani, de la șeful lui fratele meu pentru mormântarea lui. Șeful lui fratele meu s-a ocupat de mormântarea lui. Dar cioranul Andrei s-a ocupat să strângă bani de la lume
să facă mormântarea el. Nu am avut nicio tangență. Tot tangența mi s-a rupt o poartă și spunând că dacă nu ascultă să lase poarta închisă, cum o închid eu și asta, zic să termină, adică să mai treacă pe acolo, că nu este drum de acție sau ceva. Când s-a întâmplat asta? Finalul trecut. A, el s-a oferit ca bun vecin, da, ca bun vecin, da, să facă el, să adune, da, bani, da, de la ceilalți vecini, da, ca să organizeze înmormântarea, da, fratele dumneavoastră. Da. Deci așa un gest frumos. Și n-a dat niciun ban. Da, și n-a dat niciun ban, n-a făcut nimica. A adunat, norocer, a adunat bani de la ceilalți, însă nu a participat cu bani la, exact, mormântarea fratelui dumneavoastră. Exact. Cine l-a mormântat, de fapt, pe fratele dumneavoastră? Șeful fratelui meu. Șeful lui? Da. Cu banii de la mor... Se simțea vinovat că i-a căzut copacul în cap. Da. I-a fost o operațiune, ca să zic așa... Da, a murit la lucru, da. Cu la banii... locul de muncă. Da. A cumpărat o grădină. Eu în grădina care era acolo, era un bazin care eu am băgat un butoi de 1000 de litri și un hidrofor unde aveam apă. M-a obligat. Vorbești de grădina din spate, da, unde, da, el v-a închis, da, cu sârmă locul pe unde comunicați cu grădina, da, portița. Da. Grădina cui era? A lui Mișu Pascu. Camelia a avut o conductă de apă racordată la rețeaua principală, dar care trecea pe terenul unui vecin. Pentru că presiunea apei scădea, mai ales pe timpul verii, Camelia avea nevoie de un hidrofor pentru a pompa lichidul vital către casa ei. Dar Andrei, un cioban din Pietroșița, a cumpărat grădina pe care se afla aducțiunea și i-a tăiat apa vecinei sale. Primarul din Pietroșița a încercat să o ajute pe femeie, încă o dată, instalând o altă conductă racordată și aceasta la rețeaua principală. Alimentarea asta este de alimentarea cu apă este în comun oarecum cu fostul proprietar al lui Adrian. Nu, cealaltă. Nu? Deci cealaltă? Eu avem, da, eu avem de unde acum. Aici e la mama mea. Asta e țeava nouă care mi-a băgat-o primăria. Asta e țeava pe care v-a, da, băgat-o primarul. Da. 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 Care vine din principală, da, din conducta, da, principală. Da. Nu mai vine prin grădin cum venea cealaltă, ca să nu mai am probleme cu el. Dar cealaltă unde a fost și unde v-a tăiat-o? E în jos, pe acolo, e pe proprietatea, da, lui. Da. Cui aparținea? Cine? Asta, de exemplu, aparține deocamdată primăriei, iar, da, de aici încolo, dacă vă legați, o să vă aparține dumneavoastră. A fost legată, țeava a fost legată, pot să vă arăt și imagini și filmare, da, a fost legată și cioranul Andrei mi-a tăiat țeava. El. Jură-te! Da. Deci asta a fost legată cu aceasta. Până unde? A fost legată cu asta. A fost legată, astea două au fost legate și mi-a tăiat. Și a venit el cu fierăstrăul? Da, și mi-a tăiat țeava de apă. Și v-a tăiat țeava ca să vă pedepsească că n-ați fost sensibil la sentimentele lui. Exact. Nu e, l-ați bănuit pe el și ați fost convinse că e el, pentru că altcineva, cine poate să fie, să vă facă rău. Da. Deci a tăiat-o, ați fost la poliție, ați anunțat, degeaba. Degeaba. Bun. I-am arătat că curge apă pe țeavă și sora lui a pus pe... Spuneți-mi așa, ea, legătura asta era acoperită cu pământ? Nu era, pentru că eu aici o să bag butoi de 1000 de litri și hidrofor ca să-mi dea presiune acasă. Un lucru inteligent. Da, pe când așa a fost și acolo. Deci vine conducta asta din principală, o să trebuiască să puneți un apometru sau cum se cheamă. Da, păi deja este dosarul băgat după 15.03.2024 la compania de apă, încă nu vrea să dea aviz, încă nu vrea să mă conecteze, eu de vreau ce? Totul legal. Ce nu face omul pentru o cară de apă? Poarta ei, dă în grădină la mine, cum ar fi grădina care am cumpărat-o. Cum ar fi, eu lasă grădina. Era ei mai ușor să care plăcile, da, de ridici pe acolo decât pe aici, pe unde m-am dus și eu, pe unde am intrat, pe poarta principală. Da, aici, vedeți, este mai abrupt. Și... Dar a băgat primăria Buldo, i-a recondiționat, a dus-o. Deci asta s-a întâmplat anul trecut. Anul trecut. Spre sfârșitul anului. Da. Nu căzuse zăpadă. Nici n-a căzut anul trecut. Mă rog. Mai așa, pe toamnă, cu ploile, cu și asta. De acolo v-a șertat, da, abocase să moară fratesul? Nu. Nu murise fratesul? Nu, murise. Murise că a venit la mormântare, am pus noi aici, ne-am stâns rog
20 de inși, cred că, da, s-a strâns 1200, 62 de milioane vechi. Ca să ajutați la înmormântare. Da, că vrea să îngroape la moroi. Dumneavoastră și vecini. Și nu mai vecini, care îl cunoșteau. Da, aici din comună, care mai s-au băiatul și lucra, că muncea-o ca mine cu ziua. Ba, ai matale cea de muncă, la o săptămână poate are altcineva, a doua zi altcineva. Tot la fel, era un băiat cu respect, nu ți, de nu, nici să zicea odată că e fraț. Mm-hmm. Și băiatul, fracă, nici cu frate să nu vorbea, domnule. Am înțeles că nici cu el. Nici cu el, ca săracul a venit, a venit că îl dădea afară de unde a stat nașul la copii. Mm-hmm. Stă acolo la intrare în Glod, la Moroieni. Mm-hmm. Și i-a venit curentul cam mult și asta i-a zis, măi, dorule, găsește-și în altă parte cu chirie. Băiatul n-a găsit cu chirie, a vrut să tragă și el, care trei copilași mici, avea trei copilași mici. Mm-hmm. Și a vrut să vină acasă. Nu l-a lăsat, ca să că el n-are dreptul, că decât i-a băgat în asta. Și casa de la părinții lor, că murise și de mai s-a și casa aici, care era a părinților, da, lor, da, s-ar fi convenit să, da, fie și a lor ăla și a lor ăla. Păi, dar nu este mai... Și mai era o soră în Spania. A strâns el, că a vrut el, uh-huh, de la lume. Uh-huh. I-a dat lumea câte 10, 20 de milioane, 30 de milioane, 5, 10, 20... Dar cu fratele, de ce anume aveați... Pentru că era toată ziua cu tată la fată. Ah, el era, se împrietenise cu... prietenul dumneavoastră. Da, și a fost martor contra mea la judecată, fratele meu. Și ce a declarat în contra dumneavoastră la judecată? Toate alea rele. Ce anume rele? Nu, că nu am grijă de copil, că nu fac nimic, că nu muncesc. Că vă certați tot, da, tot timpul. Și de la tată la fată eram bătută, eram, am nasută de la tată la fată. Aha. Am certificat medico-legal de la tată la fată că eram bătută și nimeni nu mi-a făcut nimic nici atunci. M-am judecat 3 ani de zile. Sunt în război cu tatăl. M-am judecat 3 ani de zile pentru copil. Exercitarea părintește acum este decât de mama. Am câștigat prin foarte multe de, da, procese, 32 de procese. Dar da, ca să puteți, da, să-i purtați de grijă copilului. Da, da, da. Pentru că niciodată nu s-a ocupat tatăl. Tatălui. Da. Și lupt singură și acum sunt singură aici și... De când cu fratele meu... Ea s-a născut în Spania. Nu, aici. Aici s-a născut. În Sinaia, da. Uh-huh. Și de când a murit fratele meu, cu cioranul Andrei, avem probleme. Andrei a prins puțin cheag. Are 20 de oi, mai mulți porci, dar și alte orătănii care i-au umplut bătătura. Camelia, în schimb, are o bătătură plină de griji, la care s-a adăugat acum o criză majoră prin lipsa apei curente. Adună apă de ploaie în butoaie, bidoane și sticle pentru a putea spăla rufe și pentru consumul menajer. Pentru băut, Camelia care în fiecare zi bidoane cu apă potabilă aduse din mijlocul comunei. Venea în grădină cu biciu. Biciu, biciu, da, fiind biciu cu, biciu, pentru cai. Da, pentru că are 30 de oi și zice că dă după are oi. Da, are 30 de oi, săracul. Și dă cu biciu mereu. Lua asta mică e frică. Dă cu biciu în ce? În mere? Mereu. A, mereu. Da. Dacă, știe că, acasă, dacă știe că sunt acasă. Dacă știe că sunt acasă. Sau dacă mă vede că cobor de acasă și ele prin curte, începe din bici. Hai, fetele, e să sperie de... A, dacă vin și ele acum. Hai să gurici, haide, hai să mergem, gata, că acum vine după mine. Și copilul este speriat. Foarte speriat. Motiv pe care dumneavoastră ați fost și ați făcut o plângere la poliție. De 14 ori. Că sperie copilul. Da. Dar n-ați avut dovezi. Am avut filmări. Ce apare pe filmare? Că trosnește din bici. Aha. Vine în grădină unde a cumpărat. Să face proprietar. Da, să face că vorbește la telefon și mă amenință. Ah. Pot să zic... Da. Jinile urâte. Și puneți mâna ca și cum ați vorbit la telefon. Zici, da, nu știu ce, da, crea, da, dracu, las că-ți fac eu ție. Te aranjeze pe tine. Deci, am dus filmările. A zis că nu sunt valabile. Pentru că pe filmare nu s-aude exact totul. Adică nu se înțelege de pe, da, filmare, că, da, de fapt este amenințare, da, la adresa dumneavoastră. Da, da. De ce până nu apare în grădină nu vorbește? Sau de ce când e aproape de grădină nu vorbește? Deci am învățat cumva... Ca să facă amenințarea, dar în același timp să nu se poate dovedi că este... Da, da.
ca da. Amenințare către dumneavoastră. Da, da. Deci el alege momentele și locurile în care nu îl poate auzi da. Nimeni decât numai dumneavoastră și nu aveți vreo... Eu am trei camere de luat vedere în curte, dar nu bate... Bate nu. Dacă intră în curte, sare gardul, dar nu s-aude exact unde el vorbește. Sau când e în curte... Puteți să folosiți telefonul mobil. Folosesc întotdeauna telefonul mobil. Ca dar, să puteți aduna probe. Dar când mă apropii de grădină, nu mai vorbește. Situația asta durează de câțiva ani și ori. Nu de câțiva ani și ori, de câteva luni. Acum, proaspăt, de curând. Da, de câteva luni, deci are, cred că din martie. Andrei are într-adevăr un bici. E biciul cu care își mână oile, caii și câinii atunci când se preumblă prin poenele locului ca un veritabil mareșal al animalelor ce îi ascultă docile orice comandă. Oile, cel puțin, aș putea să jur că îl ascultă orbește. Eu am niște oițe. Așa. Care grădina s-a cumpărat-o de la un om de către iarbă. Iarbă. Următoarea am cumpărat-o de pământ. Urmează să fac actele. Acum am ieșit, trebuie să decât să legalizeze actul de proprietate. Da, fericite. Și asta. Și am jur o 25-26 de oițe. Da. În care are 15 câini. Am fost și la primărie. Mi-am mâncat găinile pe partea altă. Mi-a venit și acasă pe partea altă. Ia fiind, da, deci sunt bine hrăniți, am văzut. Păi, dar nu iese numai asta, ziua se duce să împrăși, n-are nicio vină. Și ce ne-ați de față cu poliția și cu primarul, dânsa, ca să-i omorâm, dacă nu. Și aia, cine dar cum? Să-i omorâm, nu, să-i omorâm, nu, i-a zis. Ia, da. Și i-am zis, da. Și noi i-am zis să-i prindă. Să-i prindă, să-i dea la... Da, să-i dăm la... Da, să-i dăm la... A venit înghieri. Da, drumul, pe drum, când a venit. Am înțeles. Da? Dacă nu era femeia asta la aceea să, într-o zi să-mi salveze o oiță... O vecină. Da, vecina de aceea, dânsa. Aha. Dacă nu era să-i dea cură, mi-o lua. Cum o cheamă pe doamna? Tante Pușă. Doamna Pușă, noroc că doamna Pușă era... Da, era dacă era pe începă în curte și mai, și mai este niște băieți aici care construiește o casă. Sau să alegem altele, dar aceea mai... Îi mănâncă anima. Oi, cum să nu... Dumneavoastră, dacă sunteți înfometat și vedeți o fumătoare și noi ca oamenii... Greșe, că nu este corect. Ia uita ce mai mi-a făcut. Ia, veniți în curte. Ia uitați gaură lăsată de ea. A avut un bazin de apă aici. Uite așa, m-am băgat eu și am astupat asta. Uite, mi-a lăsat gaura așa și femeia asta zice că se duce magazia. Uite așa mi-a făcut aici. Asta este, a avut un introfon mare, a băgat un bidon de 1000 de chile, de litri, l-a băgat aici. Așa. Și ăsta mi-e drumul meu de acces unde mi-a făcut altă gaură în poartă. Mergem acum și la gaura aia să vedeți ce mi-a făcut și ziceți că sunt eu, băia. Asta este, vine din conducta principală. Da, da. Da? Și este aducțiunea avea aici, pentru cine? Pentru ce proprietate? Pentru ea. Pentru ea ducea sus, avea un hidrofon și așa. Asta. Și mi l-a făcut în jumate asta. Ei am spus cu frumos. Mai așa, i-am zis, hai că facem un vazic, facem mai așa, zic, ca să nu îi strinice, zic, e mai amărâtă. Zic, să, n-am vrut cu intenție să... Zic, facem, vorbim cu dânsul, zic, mutăm să nu se strice. Dar ea dacă... Era ca la ea cazuri pe garduri, făcea. E ca la ea, aici era de 30 de ani, oamenii ăștia nu mai vin la grădina asta. Aici. Și cum era aici, care iad. Sunt vecini, care sunt vecini cu dânsul. Acum, da, da. Așa, acum am cumpărat eu de anul trecut, da. Am cumpărat. Asta ca să iese la niște bucureștieni care e tot cu mine aici, e vecin cu mine, cu asta. Am zis la drum de servitute la oameni și singurul drum al nostru este în gaura aia, dacă ați observat o gaură mare acolo. Am observat. Mi-a făcut o poartă acolo, acolo am drumul de acces. Aici nu este la mine. Omul ăsta, dacă nu mai cumpăr grădina de iarbă de la el și nu vrea să mă lase, pot eu să-l oblig să mai mă lase să trec pe la el? Zice și dumneavoastră. Deci pe dumneavoastră v-a lăsat că am plătit iarba. Am plătit iarba. Și m-a lăsat să trec pe aici. Deci, dar normal și la dumneavoastră se pune este că nu aveți drum de servitude, adică pe care ajunge la proprietate. Care este? Mi s-a făcut acolo. Primăria. Da, până arta veche, până asta, până cadastrul tot, cadastral tot. Ăsta este drumul meu de acces pe aici. De ce și-a luat ea bidonul și nu mai folosește aducțiunea asta de apă? Pentru că i-a băgat primăria pe partea alantă roată.
După ce i-ați tăiat dumneavoastră accesul? După ce și l-a luat. De nu ce? Mai am lăsat-o să mai... A, nu, nu mai am lăsat-o. Nu, nu mai am lăsat-o. Că dacă n-am înțeles de vorbă bună, haideți să vedeți cum i-a rupt poartă. Haideți să vedem la oiță. Da. El a cumpărat o grădină aceea și un hidrofond ăla atâta, un metru și ceva, nu i-a lăsat lui acolo, adică ei, că avea cizmeaua, venea de sus și lua apa cu lea. Și a venit, a luat apa și a tăiat-o. Aștia de la apă, na, că e proprietatea lui. Mă, dacă îl lăsai acolo, ține cum puțin așa să te bați acolo. Da, se poate. L-abia scot, i-am făcut focul, i-am dat pastil. Păi de ce mă duc la ăla? Adică... Dar mi-a tăiat și lumina. El mi-a scos bușoanele. Aha. Eu am avut diamant, că mă pricep și cu diamantul, cu cizmăria, cu dulgheria, cu... Ești priceput, dar spate da? Ai și tu de făcut. Asta e, păi n-ai orice... Orice... meseria, orice doctor e besiv. Categoric, altfel, înnebunește. E adevărat că îi mănâncă, că îi aleargă oile ăsta? Câine? Da, e păi ia acolo, vine oile, seara îi dau mâncare, pui așa? În... Normal, nu ai cu acolo lor da. Mâncare, da. Ani, bă, porumb, dacă mă suni, mă sun, dacă nu, eu până la urmă îl opresc, să-l mai mă sun. Deci cumva greșeala lui Carmen sau nebunia ei că a venit din Spania este că una, două cu telefonul, tu n-ai făcut păi bine, nu, tu n-ai făcut bine, aia, dar Tanti Pușa ce a făcut Tanti Pușa? Da, Tanti Pușa n-a făcut nimic. Dar Tanti Pușa s-a luat, e vecina, dă-n jos de ea. Dă-n jos de ea, aha. Da. Și se ia așa de râd de ea, ia ea. S-a luat ea de Tanti Pușa. Da, s-a luat cu acolo ea și ea, se ia aiurea de ea. Și normal ea nu-i vinovată. Tanti Pușa nu-i da, vinovată. Da, păi ce bă, se ia de mine ce rășe. Da. Deci asta e nebunia lui Carmen, iar nebunia lui Andrei este că se ia de tine că tu ai fi că bei. Și ce dacă bei mare mecherie? Dacă beau, nu beau bani, păi, hai să mai vă spun și o treabă. Ia zi, da. Am folat picioiul la automobilul, cum îi zic eu aceea, picioiul. Nu! No. Dar ce e? Aceea, uite, în spate... La picioiul? Da, picioiul. Picioiul, nu picioiul. Picioiul, nu picioiul. E un tom. Picioiul e ăla mic. E un dom. Și am muncit 3 ani și eu. I-am dat trei pogoane cu pământ, cu graj, și nici acum nu recunoaște de 35 de milioane picioiul. Din... Da, din 2008, în 2006, 2004 a murit tata, 2006 a murit mama și în 2008 mi-a cerut el pământul acolo. Ai ca pădure și cu pădure. Da, deci tu ai rămas de la părinții tăi cu ceva moștenire, pământ și colo și colo și colo. Oricum, dacă nu vindeam... Dar ai rămas fără femeie acum. Păi nu sunt însurat. Nu ai fost însurat și nici copii n-ai. Ia uite-le, ia uite-le. Hai vietele, hai acasă, hai. Hai vietele, hai. Apometru unde era pus? Lângă cișmea sau la dumneavoastră acolo? Nu, acolo jos în groapă. Lângă? Da. Ce s-a întâmplat cu el? A dispărut? La compania de apă. A zis că nu-l mai găsește. Ciudat. M-a pus să plătesc apometru de 265 de lei. Când m-a obligat poliția să... până la ora 4 să iei toate alea, că era BCA-uri, că era gaură înainte și zi să nu cadă bolovan și pământ peste hidrofor și peste butoi de 1000 de litri, am băgat niște BCA-uri. Și poliția a zis până la ora 4 după amiază să iei toate alea de acolo și i-am spus, domnul șef, domnul polițai, eu nu sunt companie de apă să desfac eu apometru, să desfac, că e ilegal chestia asta.
Da. Și ar trebui să aștept 2 săptămâni să vină compania de apă, să ia apometru, să ia toate țigările. Și a venit. Și a venit după 2 săptămâni. Apometrul era plătit, era proprietatea cui? Al firmei sau al meu? Dumneavoastră? Al meu. Ea cumpărat de mine. Cumpărat de mine. Ah, și ea când a făcut demontarea, când a luat tot. A luat și apometru și dumneavoastră nu mai ați putut recupera apometru. A zis că nu mai este, când altul folosit. Bun. Asta s-a întâmplat acum un an, cam prin ce lună? Nu. După moartea fratelui meu în septembrie, deci prin octombrie. Bun. A durat. Nou racord. Când s-a făcut? La cât timp? Deci a doua groapă. Asta e primăvară. Da. A fost făcut acest nou racord. Da. De acolo conducta mergea, bun. Cât a mers? Din martie sau de când a fost? Nu urca apă vara, pentru că toată lumea au sere, toată lumea udă în grădină și nu urca. Și presiunea scădea și nu ajungea până la dumneavoastră. Exact. Trebuia montat o pompă, ceva. Exact. De-aia am făcut și gaura și de-aia am și cumpărat butoaie de 1000 de litri, să bag butoaie aici de 1000 de litri, hidrofor, apometru, toate alea. Dar nu-mi dă aviz ca să fac toate astea. Deci aștept de luni, după 15.03.2024, de când am făcut dosarul, nu îmi dă nimeni aprobare. Și am 5 audienți la Târgoviște, la compania de apă. Nu vă dă aprobare pentru că nu aveți documente de proprietate. Da, i-am dus anexa. Mama dumneavoastră sau unchiul dumneavoastră sau bunica probabil că aveau documente de proprietate pe casă. Da, bunica. Da. Eu sunt în proces de succesiune să fac succesiunea. Succesiunea, așa, da? Ca să pot să îmi dea voie. Dar a zis că cu anexa încercăm să... Cu ce anexa? Anexa 24. Ce spune anexa 24? Pentru că aici, la numărul 538 care era înainte, a fost... Locuiesc eu, sora mea și fratele meu. Și poate să-mi dea un aviz ca să pot să îmi pun apă. Ele sărace nu mai trece în coa. Să vin acasă. Și aia, și mi-a făcut în partea la altă o gaură unde am drumul de acces. Haideți că anul ăsta este ca până ninge la mine. Dar după aia de la anul nu mai am pun să mai trec. Ca în gaură aia înainte de votare făcută. Și aia, și mă lupt și acum a zis să facem o cerere scrisă, să o ducem și la primărie. Că poliția mi s-a dat rezultat, că îi va duc rezultatul de la poliție care mi-a venit. Că să mă adresez la primărie, la Pietrășiță. Și că drumul, eu dacă vreau acum să intru cu o căruță sau ceva și omul ăsta nu m-ar lăsa aici, eu n-aș avea pun să mai intru la mine în grădină. Primarul din Pietroșița a făcut aproape tot ce a depins de el pentru a-i da o mână de ajutor Cameliei. A făcut în așa fel încât conducta să ajungă cât mai aproape de locuința ei și atunci când apa nu a curs pe conductă, i-a cărat-o cu tractorul. Dar ulița desfundată este ascunsă noaptea în beznă, iar ploaia desenează și raguri de noroi lipicios în care 2 perechi de urme, ale Cameliei și ale fetiței ei, de care nu se desparte nicio clipă, marchează nesfârșitele drumuri din deal în vale și înapoi. Doamna nu și-a terminat succesiunea și altele, este drum. El că a cumpărat o grădină și și-a făcut poarta la acel drum, este ceva ilegal? Vă întrebă dumneavoastră. Nu este, este în curte la mama mea. Nu ai documente încă, nu ai cadastru făcut, nu poți să vorbești. Păi nu facem. Înainte să vorbești, întâi prezinți documente. Nu presupunem. Vorbe, nu fapte. Ah, pardon, am vrut să zic invers. Fapte sau vorbe? Adică vorbe, nu fapte. Na, că m-am încurcat în vorbe. Este și vecina mea, este și vecina, o cunoaștem foarte bine, doamna, este și vecină. Când a venit în străinătate, s-a mutat, primul lucru, primăria a băgat curent, lămbleduri, poate să confirme, că era beznă, primăria i-a tras apă, anul acesta a făcut ce i-a tras noi apă, rețeaua de apă nu este a mea, este a companiei de apă, ei administrează conform legii. Și trebuie să-și facă dosar unde a avut niște probleme la compania de apă. Ca să-și facă dosar să devină un nou consumator. Perioada aceasta, neavând apă să o ajutăm, noi avem un UTV 4x4, o mașinărie ISU, și din 2 în 2 zile i-am cărat apă pentru un salariat de cât ori ne-a solicitat. Dar aduce și cumpărături la domiciliu? Primăria a ajutat-o, 40-50 de metri,
am băgat rețeaua de apă, am băgat rețeaua pe drum tot. Bun, pasul următor ține de compania de apă. Doamna trebuie să facă dosar de branșare cu mai multe acte, îi aprobă compania. Compania o branșează, îi pune apă un metru. Bun, acolo apa urcă foarte greu că nu este presiune. Dar datorită ploilor a avut surpriza să urce apă. Compania aici a pus dop până și se rezolvă dosarul și o branșează. Păi de cât e de compania? Nu, doamna a chemat compania. Nu, nu. Andrei a chemat compania de a pus dop. A urcat prin grădină pe la Andrei și a coborât pe la Andrei. Și cine a pus? Deci Andrei a chemat compania că există consum și nu există branșament de apometru. Atunci a venit apă. Înțelegi? Și deja... Ca ploua la noi foarte bine. Și nu mai udă lumea grădinile păi și serul. Păi și de ce vă frământ de... Că a tăiat, dacă a tăiat o firma asta care... N-a tăiat o firma. Dar cine a tăiat? Păi Andrei, cine poate să-mi facă altcineva? Bun, și dacă a tăiat-o, oricum tu n-aveai, ca să zic așa, apă. Nu, dacă a fost un moment... Nu, păi ea a deranjat-o că i s-a tăiat țeava, că este singură și s-a simțit iară. Mă bucur când aruncă apă să nu mai mă râdă domn primar să nu urce cu tractorașul apă. Dar de când te rău de domn primar să tu știi cu tractorașul? Acum, dar până acum, de 4 ani, de 5 ani de zile, cum nu era? Nu, de 4-5 ani. Nu, de 4-5 ani. De când a murit fratele meu, de anul trecut, a cumpărat grădina Andrei. Și tu de când stai aici? De 4 ani. Și tare în gură, tare în gură. La televiziune, mi-mi place misiunea de asta. Ceva din două fire, a fost electrician, a fost electrician. Toată viața. Ai văzut, v-am simțit imediat. 42 de ani și sunt la pensie. Bravo. Da. Mulți câini aici. Câini? Păi să, cine sunt acasă, deci cine sunt la București. Da. Aici, pe strada asta, aici pot sunt 7 câini. Aici este pe sub mal și pe mal e aia, da. Strada Lante. Da. Înainte zicea Valea Lupului. Acum s-a... Și acum e pe mal și sub mal. Și sub mal, da. Noi suntem sub mal și celelalte pe mal. Și acolo sus, la... Și de doamna Carmen, să ziceți, că a venit în Spania cu fetiță. Carmen... stați așa. E ultima casă, săracă, ea mărâtă. Ea mărâtă, nu a luat... A mărit ta sau a mărit măsă? Maică sa, i-a oprit apa, am văzut, i-a dat drumul, ea mărâtă cu copil. Dar cine i-a oprit apa și cine i-a dat drumul? Primăria, cred că i-a dat drumul, dar nu știu ce. Are cineva dificultăți pe acolo cu un vecin. Ea are dificultăți? Da, ea. Cu Andrei? Cu Andrei, da, e vecin, mai așa. Mă rog. Mai el are niște oi? Da. Și ce câini ăștia vagabonzi care îi hrănește? Păi și vedeți ce de câine pe acolo. Am văzut. Ați fost acolo? Da. De acolo veniți. Da. Și ce câine ei alargă oile lui. Nu cred. Nu cred. Știu eu care fi adevărul. Ea zice că de fapt i-a făcut niște propuneri, l-a refuzat și din cauza asta îi face și cale. Nu știu asta. Ce să vă zic. Și ar fi tăiat apa. Nu. Oricum nu urcă apa acolo. E tot mai sus, nu urcă. Păi nu urca și la vecin, că avem aici vecin păi mai sus. Nu urcă? Nu urcă. E, la aia urcă. Acum poate urcă acum. De ce? Că fi dat drumul. Cine fi dat drumul? L-a legat ăștia la primărie, probabil. Păi da, dar n-are că să aibă contor. Știu, eu așa bănuiesc că te adevăr, păi, i-a legat ăștia de la primărie. Se montează o pompă, mă rog, pentru o pompă. Aha. Ca să ajungă? Să ajungă apa, presiunea să meargă sus, ca să aibă și ea. Să monteze cine? Primăria. Primărie, da. Păi și au pompe aici, de urca apa sus. Primăria. Primăria, da. Urca dacă ploua. Dacă nu plouă, nu urcă. Aveți și un spray de, mă rog, ca să vă apărați de dușman? Da. Cu piper? Da. Păi eu nu pot să urc noaptea acasă, că mi-e foarte frică cu copilul. Da. Și copilul e tot timpul cu dumneavoastră? Da. 24 din 24. Nu se despart. Nu. Nu merge la grădiniță? Merge. Merge la grădiniță. Merge la grădiniță. Dar mai rar. Nu stă.
că e prea obsedată de mine și nu stă. A, dar o duce să vadă grădinița după care plecați? Nu, mai stă. Eu săptămâna trecută a stat 4 zile și o zi nu. A stat 4 zile? Da, a stat. Deci ușor, ușor se acomodează cu ceilalți copii. Da. Oricum se joacă în partea altă la verișoara, am o verișoară care are copii, se joacă cu copiii. Deci are posibilitatea să socializeze cu ei, cu copilașii, da. Da. Vă întreb asta pentru că știu din ce am mai stat de vorbă și cu oamenii că ați mai avut un copil care este cumva în Spania sau... Da, este fata în Spania. Cât de mare este? 24 de ani. Ah, păi e mare. Da. Păi și nu țineți legătura cu ea? Ba da, ce faci și atât. Da. Este fica dumneavoastră, da. Și a fost crescută de dumneavoastră. De mama mea, că eu am plecat de la vârsta de 17 ani. Și a fost crescută în România? Aici, în curtea asta, în casa asta. Și este copilul dumneavoastră cu celălalt soț, da. Pe care l-ați avut. Da. Nu, că oamenii spuneau că de fapt ar fi fost luat în grija statului spaniol. Nu, da. Nu. Astea sunt minciuni. A fost alte chestii despre copilul meu. Deci el a trăit în casa asta? Da, până la vârsta de 7 ani. Și de la 7 ani? De la 7 ani am luat-o în Spania cu mine. Și a stat împreună? Da, acum e model, lucrează la poliție, e foarte bine copilul. Este și angajat în poliția din Spania și este și model, da. În sensul că prezintă vestimentație. Da, este foarte bine. Știe situația cu care vă confruntați, problemele? Nu, pentru că nici nu vorbește bine românește și nu... Eu n-am învățat românește. Puțin. Nu i-a plăcut. Da, nu-i pasă. Copiii care pleacă în străinătate se îndrăgostesc de limba țării unde s-au mutat. Da. Și mai puțin de limba de unde vine mama lor. Da. Sunt în proces de succesiune să adun toți moștenitorii care suntem aici. Dar toți sunt plecați. Cât sunt? Vreo 14. Aole, și cum îmi spune? Păi o să dureze asta. Până o să dureze, dar... Târâți cu bidoanele în geantă. Da. Și uitați câte bidoane, copăi, oale pline de apă. Deci trebuie să car cu spinarea sau de la ploaie. Dacă ați cumpărat vecinul dumneavoastră grădina asta, avem și acum poate apă. Că avea și acum apă. Da, pentru că mi-am cumpărat mașina de spălat, automată. Și l-a cumpărat doar acum un an când l-a cumpărat. Da. Dacă era dumneavoastră mai iute, poate cumpărați dumneavoastră. Da. Și cât a putut să coste grădina? Nu știu, cu banii rămași de la mormântarea fratele meu, a putut să o ia. Că el a strâns banii ca să ajute să se... Și până la urmă, cine a făcut o mormântare? Dumneavoastră nu. Sau el? Nici eu, nici el. Șeful care lucra, fratele meu. Da. Strada Pămal, o știi strada Pămal? Da. E o fată acolo, Carmen, o știi? Care a venit în Spania, are fetiță. O știi, nu? O știu. De ce nu sunt eu cu Andrei? Păi e ăla un... El, ăla cu ciobanul, care e vreo 22. Auzi, un om care n-a citit în viața lui măcar un ziar, pe el n-are nicio școală, nici grădiniță n-are. Ciobanii nu mai... Nu poți să-i cu Miorița, cu alte... Nu. Nu știa că știe să numere bani, cred că știe să... Nu l-a dat măsa la școală, n-are o... Ce să-i ceri? E și dusul, iată. Dar aia nu se înțeleg ei. Păi, da. Păi zice că îi alargă câinii vagabond de hrăniște ea, îi alargă oile și el vine cu biciul și zice hop, stop, până aici. Oameni proști, pe aici, peste tot așa. Nu e... Uite, culeni, niște vecini, în săptămâna asta a venit, în 3 zile, în 4 zile, a venit murdu și mașină, 2 mașini de poliție, e unul cam e paralizat, îl bate, ăștia e lui, de acasă. Familia. Ca să zic așa, și o bătaie... Ăla, de telefon, imediat, de telefon. Vine, și a din uita cu o jumătură, a plecat. O persoană cu dizabilități. Are probleme și zi, familia... Și, păi mai nebună, mai proștie că... Familia. Familia, da. Dar de ce îl bate?
Păi de ce? Ca să, să scape de el. Are. Ce să mai niște chestii. Mai are un, unul care l-a făcut soră sa din, așa, din, cum să zice, din flori. Ăla n-are servici, are vreo 20 și vreo ani, nu știu de unde tatăl, ce trăiește. Tatăl, bărbatul, tatăl care are, a produs copilul cu doamna. Da, respectiv. Nu, nu știe cine e taxul, nu știe. Poate e mai bine. În general, mama e sigură. Cu tatăl lucrurile sunt mai încurcate. Ați mai dat o dată pentru Carmen scăritură de apă. Așa, nu-i vrea mereu. Ea vrea, dar numai, pot să vin până la dumneavoastră ca să vorbesc, că nu se aude, da. Vrea să-și facă contract de furnizare a apei, deci vrea. Ea a dat scris o dată. Sunt dumneavoastră, că e fratele ei. Nu, de unde să fie fratele ei? Nu-i fratele ei? De unde e unchi? Deci e unchiul ei. E unchi, nu a, e frate. Are drept, are, a, este unchiul ei. Păi... Are fost fratele tatălui ei sau fratele mamei ei. Cine, eu? Nu, soțul. Soțul, Nicolae. Păi nu este fata în spital cu el. Deci Nicolae este unchiul... Unchiul al ei. Al lui Carmen. Da, frate cu măta. Și i-a dat o iscălitură. I-a dat, da. Așa, că iese de acord. I-a dat ea... iscălitură, i-a dat. Dacă nu poți să zici, bă, taci dracu de nu vreau, nu poți să zici. Hm? Taci! Ce iscălitură mai vrea? Nu. Ar vrea să se tragă, că ea s-a certat cu ăsta, cu, cum îl cheamă, cu Andrei, cu vecinul ei, s-a certat și era, zice că i-a tăiat apa, i-a făcut legătura nu primarul la apă. Zice că i-a tăiat-o alții, dar la apă i-a tăiat-o. Aia de la apă, pentru că n-avea contor. Păi știți, apă, dumneavoastră aveți apă, nu? N-aveți contor la apă? Păi am contor. Păi și plătiți? Păi sigur. Păi și ea plătea undeva? Păi ea n-are țeapa băgată, domne, ate aiurerile ei. N-are țeapă? I-a tăiat, i-a scos țeapă, i-a scos tot. Cine? Ăștia de la apă? De la apă. A, nu Andrei, că ia de Andrei. Andrei, minte, să-i spui că minte. A venit ăștia de la apă și i-a tăiat tot. Pentru că n-avea contor, adică furnizorul de apă nu să scoate și el banii. Nu știu. Da, păi de ce vă ia dumneavoastră banii pe apă? Pentru apa costă, curentul costă. Eu așa am auzit că ăia de la apă a venit și i-a tăiat-o. Dumnezeu a depus cererea în luna martie, pe 20 și ceva, 15-a 3-a, în martie. A decurs puțin ca timp până au depus toate documentele. Adică cererea făcută la noi, adeverința de proprietate, actele de proprietate, cadastru, tot ce spune la noi procedura pentru încheierea contractului. Numai că dumneavoastră ultimul act l-a depus ca să finalizăm contractul, așa, pe data de 17 septembrie. Pe 17 septembrie a adus ultimul act care însemna adeverința că e proprietar aici, are rol, pe 17 septembrie 2024. Pe data de 2 octombrie, pentru că noi am venit aici și nu s-a finalizat stația, noi nu putem să dăm acordul favorabil pe o rețea unde nu e apă. Am dat atunci acordul nefavorabil, spunând că în momentul în care se va înființa stația de hidrofor să ajungă apă și la Dunăi, va avea avizul favorabil, vom încheia contractul și demersurile legale se intre în legalitate. Ai fost un angajament din partea ta, pe că vrei să ai apă, să spui pompă, faci hidrofor și de ce nu l-ai făcut? Păi pentru că nu mi-a dat avizul. Din luna martie nu mi-a dat avizul. Eu nu pot să fac ilegal. Adică ea putea să-și facă fără să-i dați avizul? Bineînțeles. Muncea degeaba. Păi nu muncea degeaba, pentru că în aviz spune clar că nu dăm avizul favorabil decât în momentul când are hidrofor. Deci tu... Am așteptat avizul. Păi ce aviz aștepți mai fără? Păi ca să pun butoiul de 1000 de litri, că am cumpărat două butoaie de 1000 de litri și mai am să cumpăr hidroforul. Un document la cerere l-ai depus pe 17 a 9. Și noi pe 2 a 10, adică după 2 săptămâni, v-am dat avizul. Dacă n-aș făcut rău, de ce spune aici? Nu permite alimentarea.
cu asigurarea necesarului branșamentului la locația respectivă. Pentru alimentarea cu apa branșamentului este necesară realizarea unei stații de pompare, stații hidrofor, care să asigure presiune. În prealabil. Până să fie de acolo, așa zici că așa o fi legea. În luna martie până în luna octombrie să facă un cămin cu un hidrofor. Dacă 7 luni de zile nu s-a realizat asta, acum de că vine iarna... De ce s-a realizat? Vreau să știe domnul. Pentru că nu mi-a dat avizul, eu nu pot să pun... Ba da. Pe cele două ulițe care dau ocol casei Cameliei au rămas două găuri săpate în pământul argilos, din care se văd ieșind câteva capete de țeavă neagră. Ambele conducte sunt goale și nimeni nu știe dacă, și mai ales când, va mai curge vreun strop de apă către casa femeii din vârful dealului, căci avizul de racordare emis la Târgoviște a fost negativ. Poate că soarta i-a oferit într-un răgaz extrem de scurt mai multe bagaje decât poate să ducă și precum o leoaică rănită își arată colții către toți cei care îi dau târcoale. Ca să răzbată are nevoie de o mână de ajutor, dar și de înțelepciunea de a ști unde să-l caute.